În orice țară, o schimbare fundamentală a unui sistem atât de sensibil precum de cel de sănătate generează reacții puternice pro și contra. Trebuie să ne reamintim că reforma inițiată de administrația Obama în Statele Unite a generat reacții foarte puternice, blocând chiar pentru scurt timp activitatea Congresului American. Implementarea acestui proces a durat aproape 2 ani și jumătate. De asemenea, în aceste zile, politicienii britanici duc o luptă pentru convingerea opiniei publice asupra necesității unei reforme în domeniul medical. Direcția pentru aceste schimbări este cea care s-a dorit și în România, o mai puternică implicare a sectorului privat în domeniul sănătății publice. Diferența enormă între cele două procese de reformă, din România și din Marea Britanie, constă în faptul că dacă în Marea Britanie dezbaterile pe baza acestui subiect durează de mai bine de un an de zile, în România ele nici nu au avut timp să ia forma unor dialoguri constructive. Avem deci nevoie de o dezbatere reală în domeniul sănătății, o dezbatere care să implice toți factorii interesați, pacienți, medici, spitale, furnizori de servicii medicale, dar și societatea civilă. În același timp, în acest proces, influența politicului trebuie drastic limitată, pentru că vorbim despre o reformă care are efecte asupra generațiilor viitoare.